Salutare, am dat level 90 într-un final, am avut atac automat și inel XP care au expirat spre final când mai aveam și eu doar vreo 25%. Am dat cu un băiat cu care a avut o carte dintre asta de 100% XP. Am făcut level 90 și nicio îmbunătățire a contului pe aici, că nu au mers, mai am doar două în partea asta la tăiș. Și astăzi am decis să schimb pe Titan și să fac un mic case opening cu ce mai mi-a picat și astea alte pe aici. O să deschidem cutiile astea, să vedem ce luăm. Repede. Bun, bun, până acum. Și așa trebuie să vină Jigsaw. Ia să vedem, astea poate o să le plusăm. Ăsta nu. De fapt o să dau drum la peta. Am făcut petul 78 de 9,1. Abia aștept să-l fac 81. Să băgăm astea în pet. 3 ore, 3 ore de la astea, nimic, nimic. Bun, două cărți. Un inel de 3 ore, o lovitură critică, un full, o licoare verde, o punem și noi, na, nu merge. Păcate, și o piatră meting greu, ia să vedem. Oh, bun așa. Și o să deschidem și scoicile astea care ne-au picat. Ia să vedem, luăm și noi o perlă, haide mă. Deci am luat o perlă albă. Bun, așa. O să deschidem și cufărul de 90. Bun, 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 bun pe aici. Bun pe aici. Ia să vedem. Titanul ăsta l-am făcut chiar eu. I-am pus bonusurile și tot și am zis să încerc să dau în el. Ia să vedem. Primul 10 corporal, 10 orci. Al doilea 3 semi, 3 de câ, praf. Ia să vedem că avem și o pereche de 54 de cercei. Să dăm un singur schimb în ei. Oh, bun, asta ăștia așa rămân că n-am ce să fac cu ei. Îi las așa. Măcar să-i vând. O putere, nimic. 5 semi, 5 animale. Ia să-i bonusăm și colierul ăsta, poate avem noroc. Oh, haide una. Ah, n-a mers, lasă că o să-i cer unui prieten să-mi pună bonusurile. Să mai schimbăm o dată pe ăsta. 8 dex. Nimic. O vampir, 8, 6 orci. Nimic. Hai mă, nimic. Mai schimbăm o dată în el și restul dăm. Mai dăm și în colier o dată. Level-ul l-am dat relativ destul de ușor. Acum o să încerc să-mi fac și pete, să-mi pun, mi-am luat Berserker, un antrenament și îmi strâng bani de vânător, am vreo 500 de KK. Vreau ca să intru în mapa de Thunder, dar numai ca să fac și eu PO aici, că altfel nu am ce să fac. Și să vedem ce ne dă și de aici. Poate avem noroc și de ceva de aici. Sacul emoțiilor. Ce emoție mi-a fi dat? Stres. Chiar că e un stres. E cam târziu, sunt puțin cam obosit, m-am chinuit să dau level astăzi pentru că am mai avut doar o zi din inelul de XP. Și acum o să mergem să vedem ce ne-a dat pe aici. Nimic. Bun, bun, bun aici așa. Bravo. Facem și noi un rubinantic, că ăsta e undeva la vreo 3 1 și ceva. Le plusăm pe rând așa. Să putea. La am emoții. Ăsta nu vrea să meargă deloc. Bun, așa, ia să vedem. Poc. Așa. Așa. Bun, așa. Dăm prima dată în ăsta.
Oh, nu se poate. Un antic bun. Bun, ne-am scos vârleala pe seara asta. A ieșit unul dintre ăsta de vreo 50 de milioane, asta e vreo 70, 120 de milioane. Și o să încerc să dau un papuci aceștia euforici pe care i-am făcut tot eu. O să îi fac papuci de apă imediat. Revin. Gata, am revenit, mi-am cumpărat tot ce aveam nevoie. Ăștia am decis să-i dau la plus să-i fac papuci de apă pentru că primeam numai oferte de 150 de caca, 200 de caca și am zis că nu se merită, mai bine ce îmi cer norocul. Am luat astea, am dat 100 de caca și cu astea două, astea care fac foarte puțin, vreo 10 caca. Mai întâi am făcut colierul ăsta full bonus. O să schimbăm înainte pe el să vedem ce intră, n-a intrat nimic, bineînțeles. Și acum o să facem papuci. Papuci de apă. Avem șansă 50% la ei. O să dăm pe a doua pagină. Și ia să vedem. Pac. O îmbunătățire a obiectului tău nu a avut succes. 250 de caca degeaba. Eu am fost Mutisac și vă doresc o seară frumoasă.